finally achieving energy democracy. It's a revolution, a bottom-up revolution that, they are part of. Dar până la revoluție, hai să vedem de ce ar trebui să ne batem noi capul cu așa ceva. Și nu mă refer la motivele pentru care ar trebui să trecem la surse de energie regenerabilă ca să ne reducem emisiile de carbon. Cred că am avut parte de suficiente intervenții din partea naturii anul acesta încât să nu trebuiască să explic și partea asta. Partea pe care am să o explic, în schimb, e legată de rolul nostru, al cetățenilor. De ce trebuie să intervenim și cum, când părea că treaba e ca și rezolvată. S-au lăudat că se ocupă politicienii și marile corporații. În 2019, Europa devenea primul continent care declara stare de urgență climatică, iar la scurt timp, în luna decembrie acelui așa an, Comisia Europeană prezenta Pactul Verde European, o strategie de atingere a neutralității din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Era un plan ambițios, era nu doar despre o tranziție verde, ci și una atentă la nevoile celor care au cea mai mare nevoie de sprijin ca să o traverseze. Era practic Europe's Man on the Moon moment. Și pentru că mereu ne dau pe spate metaforele de explorare spațială, am început să vedem și mobilizare în societate. Până și cele mai mari companii din industria combustibililor fosili au început imediat să se întreacă în promisiuni de atingerea neutralității climatice până în 2050. Shell, BP, Total Energie, toți păreau gata de îmbarcare. To the moon, they said. Dar cu o condiție. Ca ei să se îndepărteze de combustibilii fosili și să investească în surse de energie regenerabilă, acestea din urmă trebuie să le aducă o marjă de profit de minim 8%, preferabil 12%. Asta dacă aveam nevoie de mai mult context ca să înțelegem de ce, în ciuda profiturilor record câștigate pe spatele crizei energetice, sau poate chiar din cauza acestor profituri record, marile companii din industria combustibililor fosili nu au ales să le reinvestească în energie regenerabilă, așa cum au promis. Energia regenerabilă nu i-a convins încă, iar asta și pentru că, după cum spune și Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, în mediul acesta competitiv al energiei regenerabile, marginile de profit sunt din ce în ce mai mici. Cifrele vehiculate fiind de 5 până la cel mult 8%, sau unele chiar mai conservatoare de atât, până în 6%. Și nu, evident că nu ajută deloc nici faptul că, în continuare, combustibilii fosili sunt ajutați să fie mai profitabili. Potrivit unui raport publicat chiar anul acesta de aceeași agenție, subvențiile pentru industria combustibililor fosili. S-au dublat în 2021 în 51 de țări. Așa se face că, în continuare, mai bine de 80% din consumul de energie la nivel global este asigurat de combustibil fosil. Ce e de făcut? Pentru că, la cum arată lucrurile, nu pare că avem multe șanse să facem tranziție energetică dacă o lăsăm doar pe mâna corporațiilor. Cine altcineva poate da startul unei tranziții verzi? The momentum is good for citizens to take power in their hands. Energy communities represent a new way to think energy. It's a revolution, a bottom-up revolution that they are part of. E într-adevăr un moment bun pentru a trece de la un sistem vechi, bazat pe combustibil fosil și controlat de marile corporații, la unul bazat pe energie regenerabilă și gestionat de cetățeni. Unul în care cetățenii, autoritățile locale și întreprinderile mici și mijlocii pot înființa entități juridice pentru a produce energie regenerabilă. Poate că sună prea idealist, însă treaba asta se întâmplă deja de zeci de ani. În Danemarca au existat încă din anii 70 comunități care și-au înființat propriile proiecte de energie regenerabilă, iar în Germania, în 2016, 42% din energia electrică generată din surse regenerabile a provenit din proiecte implementate de cetățeni sau cu o puternică participare publică. Din 2019 avem și o legislație nouă în domeniul energiei, adoptată de UE, care își propune să încurajeze tocmai asta și să susțină proiectele realizate de comunități. Din energy communities are a tool uh, that citizens have in their hands to produce and consume their own energy, finally, achieving energy democracy. They usually are having the legal form of energy cooperatives, that means that uh, they participate equally. In these cooperatives, um, participate uh, citizens, households, uh, local communities and local authorities, municipalities and regional authorities but also uh, small and medium enterprises and other local entities. But what is important is that um, we must secure that they are all equal, they take all the decisions in a democratic way and uh, they share the same vision. Potential... E uriaș. Potrivit unui studiu recent, jumătate din cetățenii UE, inclusiv comunitățile locale, școlile și spitalele, ar putea produce propria energie electrică din surse regenerabile până în 2050, acoperind astfel 45%, aproape jumătate din cererea de energie a Uniunii Europene. Dar, ca să valorificăm acest potențial, avem mai întâi de depășit două mari blocaje. Unul la nivel de mentalitate și celălalt la nivel administrativ. Mental încă asociem tot ce ține de comunitate și cooperare cu niște amintiri triste din trecutul comunist. Chiar și noi cei care nu l-am apucat. E atât de puternică această asociere încât uneori dă naște unor situații absolut ridicole. Cum au italienii foarte bine, acele aglomerări, acele grupuri, acele asociații, acele dacă vrei confrății de înfrățiri. cooperative despre ele era vorba. Nu aveam de ce să nu le zicem pe nume, pentru că reprezintă unul dintre cele mai stabile și mai de succes moduri democratice de organizare a cetățenilor. Subliniez democratice, pentru că e important să înțelegem că nu au nicio legătură cu procesul de cooperativizare forțată prin care am trecut în comunism. Veți și vedea oricum un pic mai târziu cum anume contribuie aceste comunități la democratizarea energiei. Acum, puțin despre al doilea blocaj, cel administrativ. Nu e suficient să avem o legislație europeană pentru comunități de energie, pentru că e mult prea generală. Nu e suficient nici să avem o transpunere și așa întârziată cu aproape 3 ani a Directivei RED-2. De ce avem nevoie acum în România sunt niște reglementări adaptate cadrului național pentru înființarea unei comunități de energie, care să facă toată treaba asta administrativă stufoasă cât mai simplă pentru noi. What really helped Greece to develop energy communities was the legal framework that was enabled in 2018 we had the first uh, establishing a law uh, that defined what an energy community was who could participate in it the activities a community could undertake uh, the, the different forms of energy communities and the whole procedure of uh, establishing an energy community it was a very enabling a really enabling framework that led uh, to having today 1406 energy communities energy communities in greece uh, operate two categories of projects commercial projects and self production projects. A type of incentive is that uh, self uh, uh, consumption projects have priority to connecting to the grid. Now we do have a new legislation that foresees uh, two gigawatt electric space for self consumption projects and also um, uh, the ability to connect uh, either to high voltage or medium voltage uh, grid. And there are also financial. Incentives. We do have national resources for energy communities, specifically for the ignite regions. We also have foreseen energy community projects in the territorial just transition plans for the coal regions, so they are eligible for funding by the just transition fund. And there are also resources from the national, the Greek Recovery and Resilience Fund, and energy communities will be supported through the energy efficiency schemes and. Through the schemes that aim to tackle energy poverty. În prezent, societatea civilă și mai multe organizații non-guvernamentale din România, printre care și Greenpeace România, Bankwatch și Observatorul Român al Sărăciei Energetice, pun presiune pe guvern ca să creeze această legislație secundară atât de necesară. Lansează campanii, creează ateliere, traduc ghiduri și adună la oaltă primari, consilieri locali, autorități județene, organizații neguvernamentale, cetățeni, universități și grupuri de acțiune locală. Și fac toate astea pentru că Miza e foarte mare. Dacă nu folosim acest instrument al comunităților de energie cum trebuie, riscăm să pierdem 2 miliarde de euro, adică fondurile europene dedicate tranziției juste. Ele vin doar dacă reușim să implicăm în tranziție și cetățenii și mai ales comunitățile cele mai afectate de procesul de decarbonizare. De asta se cheamă justă, pentru că trebuie să țină cont de faptul că nu suntem cu toții la fel de afectați de transformarea economiei, precum sunt, de exemplu, minerii din regiunile carbonifere, Gorj și Valea Jiului. Declinul economic al sectoarelor industriale poluante, de care încă depind județe precum Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, nu înseamnă decât că oamenii din aceste județe vor avea nevoie de mult mai mult sprijin pentru a crea noi locuri de muncă, a se recalifica, ce-și și plămi viitorul până la urmă, pentru că nu e vorba doar de bani, deși fără ei nu se poate face nimic. E vorba și de șansa oamenilor la un trai mai bun și șansa de a descoperi toate beneficiile pe care le poate aduce un proiect energetic în viața comunității atunci când el nu e gestionat numai pentru profit. With the NASA, we were born in 2014 from a European project that has the purpose to encourage the participation of citizens to project, the bottom-up project on energy transition. and to uh, raise the acceptance to renewable energy. at the beginning, it was quite tough because it wasn't easy to collect people around the cooperative to, to be together to, to share energy. today, we have uh, 13,000 members that are quite happy to participate to this project. and at the beginning, we were a supplier, and we just sell uh, energy, renewable and sustainable and ethical energy. But with a variable price so we, we, we weren't able to have a, a specific price for the members because at the beginning we just bought and sold the energy then we decided to produce energy as well so to close the circle between production and consumption and we started to build our plants and then uh, we decided to ensure fair price to the member that helped us investing money for example last year when the price were raised uh, till 500 euros per megawatt hour with our project with the, this, its fair price we, we were able to sell the energy at 120 euros so quite lower the, the important thing of this project one of the important thing is the community you are building some, a project that involves people, and uh, normally people uh, are happy to build something together. And uh, the goals that you can reach with this project are very high and sometimes unexpected. At the beginning, you start thinking about a photovoltaic plant and what and the, to share the revenues, and then you understand that with this project you can fight uh, fuel poverty, you can give uh, social services, uh, and you can build other projects on it so it's important to, to let people to understand this at the beginning so it, they, it, they are not so interested only on the uh, economical aspect but they can dream something much bigger in sardinia for example there is a community where we uh, involve the, the students to think about which ser services could be put on place with an amount of money that is generated by the energy community and it's interesting because we asked them to think about the, their needs and their desiderata, but not only about, about the student, but even from the family or from the grandparents. it, it is in rural areas, and it was very interesting to see how strong was, is the connection between these students and their grandparents and how they were thinking how to improve the quality of life of their grandma or grandpa. With the Nostra in Italy, we are studying about 50 projects of energy communities, and um, we have a specific uh, procedure in order to, to study them and, uh, with uh, five phases. In the first phases, uh, we study the feasibility of uh, an energy community in a specific territory, and uh, we try to to study the renewable plans, uh, the consumptions of the potential members. We try to understand if the uh, economic benefits could be interesting for the members themselves, uh, the social um, benefits and so the environmental benefit too. we try to, to, to map the stakeholders of the territory and then with a public campaign we try to engage the, the members and to study to define the criteria in order to, to divide the benefit between the members and maybe the producer of the renewable plants inside the, the same area in the same territory. Dar doar dacă acționăm. Știu că și eu m-am săturat de toate articolele și videourile care ne vorbesc despre colaps climatic, ne bagă bine de tot în sperieți, pentru ca la final să ne spună, dar nu vă panicați, avem soluții. Dar avem niște soluții, nu genul acela de soluții magice care ne vor rezolva toate problemele cauzate de schimbările climatice și modelul economic actual, ci niște soluții care ne pot ajuta să limităm creșterea temperaturii medii globale și să ne ajutăm comunitățile din care facem parte să se adapteze mai ușor la noile realități. Concret, comunitățile de energie regenerabilă ne pot ajuta nu doar să reducem semnificativ emisiile de carbon prin înlocuirea combustibililor fosili, ci și să reducem consumul de energie, să reducem facturile la energie și să creăm locuri de muncă la nivel local. Și poate cel mai important beneficiu, care cred că a ieșit oricum din interviuri, este acela că ne-ar scoate din stările de apatie și dezamăgire. Ambele absolut normale într-o cultură a individualismului și a competiției, care ne-a făcut să ne îndoim că mai putem face ceva împreună. Cultura poate fi schimbată însă și odată cu ea și modul în care gândim și aplicăm soluțiile atunci când ne confruntăm cu probleme grave. Atunci când suntem direct implicați într-un proiect, este mult mai probabil să fim motivați să înțelegem atât beneficiile cât și provocările, dar și să promovăm ceea ce merge, pentru că am văzut pe pielea noastră. Discuția despre tranziție energetică riscă să rămână una abstractă și chiar plictisitoare de-a dreptul dacă nu o aducem la nivel local, unde putem vedea concret care e potențialul pentru acțiune și ce altceva mai putem construi în comunitățile noastre pornind de la un astfel de proiect. Pentru că potențial există. Nu cred că nu ne pasă de criza climatică sau că nu vrem să ne implicăm în combaterea ei, ci doar că e pur și simplu greu să mobilizezi o comunitate pentru o problemă climatică care are loc la 7000 de kilometri departare. E mai ușor să faci asta când ai îmbătătura ta și e și mai ușor când ai și la cine să apelezi pentru ajutor și când ai acces la resurse. Un punct bun de plecare pentru oricine interesat de cum poate porni sau participa într-o comunitate de energie este ghidul comunităților de energie la care au lucrat trei organizații mari din Europa, Friends of the Earth Europe, o rețea de mediu care reunește peste 30 de organizații naționale, Energy Cities, care este o rețea de 1000 de administrații locale din 30 de țări și Rescop.eu, Federația Europeană a Cooperativelor Cetățenești de Energie, care include peste 1500 de cooperative și un milion de cetățeni acestora. Avem și traducerea în română, a fost făcută de cei de la Greenpeace România. Găsiți linkul în descrierea videoului, unde oricum am să mai pun și alte linkuri utile. Pentru inspirație, vă mai puteți uita și la două povești de succes din România, între vecini, primele comunități care lucrează împreună pentru un trai mai verde, pornind de la fotovoltaice pe acoperișuri de blocuri și mergând până la campanii de educare, și Cooperativa de Energie, un startup de tip cooperatist care furnizează doar energie din surse regenerabile. Ca aceste povești de succes din România să nu rămână niște excepții, însă, așa cum sunt olimpicii internaționali care performează în ciuda unui sistem bușit, trebuie să facem ceva, să avem și noi un cadru legal favorabil comunităților de energie. Așa că, în perioada care urmează, vă invit să fiți cu ochii pe campaniile organizațiilor din România care pun presiune pe politicieni, dar și pe cum reacționează politicienii și autoritățile din România la această presiune. Avem o șansă reală să aducem energia în mâinile cetățenilor. Pe alocuri am și început deja. Ar fi păcat să nu continuăm pe data viitoare, când sper să ne revedem plin de energie.